Trebuie acum să montăm dușumeaua. Confecționată din lemn masiv, aceasta va fi lipită pe bardoseală cu ajutorul unui adeziv special. Suprafața a fost înainte șlefuită și aspirată. Adezivul va fi aplicat cu ajutorul unei spatule cu dinți de 3 mm. Adezivul se obține prin combinarea a două componente poliuretanice, A și B, care se amestecă chiar înainte de folosire. Recipientul în care se află componenta B, întăritorul lichid, se găurește și componenta B curge peste componenta A, rășina sub formă de pastă. Amestecarea se realizează cu un mixer electric. Pardoseala trebuie să fie plană, lipsită de impurități. Suportul nu trebuie să aibă defecte structurale. Este importantă alegerea corectă a spatulei pentru ca întinderea adezivului să fie potrivită cu structura și tipul materialului pe care dorim să-l lipim. Adezivul se aplică pe pardoseală, iar dușumeaua se montează imediat pe patul de adeziv proaspăt, asigurând un transfer total de adeziv. Asigurați-vă că întinderea adezivului este corespunzătoare. Timpul de lucru al acestui adeziv este de 60 de minute, adică dacă după preparare nu este utilizat în acest interval de timp, se usucă și nu mai poate fi folosit. Este important ca atât în timpul lipirii, cât și pe toată durata întăririi lipiturii, contactul între lemn și pardoseală să fie total. Adezivul are o întărire rapidă, cu rezistență finală mare. Întărirea totală se realizează după 7 zile. Produsul rămas în găleată nu mai poate fi folosit pentru altă lipire, deoarece se întărește.